Socialdemocrații olteni vor participa mâine la Casa de Cultură a Tineretului atât la o conferință județeană cât și la un congres pe care îl vor vedea pe ecrane uriașe. Mâine la ora 16:30 la Casa de Cultură a Tineretului, un număr de delegați din tot județul de aproximativ 460 vor participa la conferința județeană a organizației PSD Olt. Toți acești delegați de la conferință vor fi desemnați și delegații la congresul care se va ține la aceeași oră, la Alba Iulia, la fel ca și celelalte conferințe județene. Vom intra online, prin intermediul internetului, în legătură video și audio cu congresul și vom vota împreună susținerea lui Victor Ponta pentru candidatura la președinția României. PSD a pregătit un congres high-tech unic în România. Mâine se vor organiza simultan conferințe în toate organizațiile județene și de sector ale PSD. După validarea prin vot a candidatului la prezidențiale, fiecare președinte de organizație județeană și de sector va anunța rezultatul în direct pe același sistem ca la Eurovision, în cadrul congresului PSD care are loc la Alba Iulia. După toată această procedură va urma un discurs pe care îl vor urmări pe ecrane uriașe toate cele 41 de organizații județene plus 6 de sector. Toți socialdemocrații din Olt l-au votat pe Victor Ponta pentru a candida la alegerile prezidențiale din noiembrie. Delegații au fost desemnați prin adunările generale a tuturor organizațiilor din tot județul. Practic în cele 112 localități am avut adunări generale, iar în municipii am avut conferințe care au desemnat acești delegați prin vot. A fost nevoie de un scrutin intern de consultare a tuturor membrilor. La nivelul județului au fost consultați circa 15.000 de membri dacă sunt de acord cu candidatura lui Victor Ponta la președinția României. Toată lumea a fost pentru candidatura lui Victor Ponta la președinția României și practic mâine se încheie acest lucru prin congresul de la Alba Iulia. Săptămâna viitoare, 3.000 de delegații ai PSD Olt vor participa la lansarea oficială a lui Victor Ponta de pe Arena Națională. Avem lansarea programată pe 20 septembrie la București, pe Stadionul Național Arena, unde delegația de la Olt va participa cu 3.000 de membri și susținători, urmând apoi să ne pregătim efectiv de intrarea în campanie electorală propriu-zisă pe 2 octombrie.